Salutare tuturor și bine v-am găsit la GSP Live. Ce meciuri am avut aseară în Liga Campionilor? Arsenal, Bayern 2-2 și Real Madrid, Manchester City 3-3. Am văzut un fotbal realmente senzațional, cum din păcate nu vedem în fotbalul românesc. Discutăm astăzi despre ce s-a întâmplat aseară în Liga Campionilor, dar abordăm și subiecte din actualitatea noastră, din Liga 1. Alături de mine în platou este Ovidiu Burcă. Salutare Ovidiu și mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația noastră. Salut Alex și eu îți mulțumesc pentru invitație. Ce faci? Cum ești? Aproape 5 luni de când ai luat o pauză de la activitatea de antrenor. Nu, sunt bine și aștept cu nerăbdare o nouă provocare. Numele tău a fost vehiculat în perioada asta la mai multe echipe. Nu știu dacă a fost ceva adevărat, ceva discuții, pe la Poliaș, voluntari, FC Craiova, parcă, adică au apărut zvonuri, știri, articole, au fost discuții? Au fost anumite tatonări, să spun așa, nu neapărat niște discuții aplicate obiective, dar am nimerit vreo echipă de aici? Da, păi nu, sunt toate care au schimbat antrenorul. Da. Nu, au fost câteva tatonuri pe care am avut cu diversi oameni, dar nu, nimic concret și nu știu, nu sunt un antrenor pretențios, în sensul că nu știu, pun foarte multe condiții în ceea ce mă privește pe mine, dar sunt un antrenor pretențios când vine vorba despre momentul în care prea o echipă și despre condițiile de lucru pe care le pot avea la echipa respectivă. Au fost oferte? Nu, tocmai ți-am zis că nu au fost oferte concrete. Au fost anumite tatonări pe care le-am avut în perioada asta. Iar discuția s-a oprit pentru că nu era ceea ce doreai tu? Nu, sau? Nu s-a oprit. Pur și simplu nu am dezvoltat, n-am intrat în discuții foarte profunde. Au fost doar, ți-am zis, niște contacte pe care le-am avut. Și doar atât. Și acum gândesc că planul tău e ca la vară să revii pe bancă. În principiu ar fi ideal să poți să preiei o echipă în pauză competițională, să poți să, știu, să-ți formezi un anumit lot, să-ți creezi o relație cu conducerea unui club, să stabiliți împreună obiective. Că până la urmă despre asta e vorba. E vorba de a găsi un mediu în care, nu știu, să poți performa, în care toată lumea împreună cu conducerea să poată să se înhame la o muncă pe care și-o pot asuma cu toții. Dar asta ar fi un moment ideal să poți să preiei o echipă în pauza competițională. Dar ai fi fost dispus să preiei și o echipă pe drum, cum se spune, adică din mers, în plin campionat? No, depinde de contexte, depinde de echipă. M-am ferit, spun sincer, să merg la echipe unde sunt foarte multe probleme, atât din punct de vedere financiar, dar și sportiv. Bineînțeles că sunt, de nu, dar sunt un antrenor care, dacă stați un pic să urmăriți traiectoria mea, nu sunt un antrenor care a venit și a plecat repede de la un club, sunt un antrenor care, nu știu, căruia îi place statornicia, îmi place să mă ham la un proiect pe termen mediu lung și chiar dacă vii într-un moment de criză, perspectiva unei perioade mai lungi de timp în care poți să lucrezi în clubul ăla, asta mă motivează cel mai mult. Nu neapărat, să spunem, un moment pe care să-l sari cu echipa pe o perioadă de scurtă de timp. Bun, hai să discutăm despre ce s-a întâmplat aseară în Liga Campionilor. Spuneai tu înainte de emisiune, vorbeam puțin despre ce s-a întâmplat în Champions League. Ai urmărit mai mult meciul dintre Real Madrid și Manchester City. Cred că orice, la fel, da. Orice pasionat de fotbal, cred că a atins să urmărească mai mult Real împotriva lui City, Ancelotti împotriva lui Guardiola, care devine deja un clasic al fotbalului actual. Sunt două stiluri, două abordări cumva diferite, foarte interesant atât din punct de vedere al unui suporter, dar mai ales din punct de vedere tehnic, să vezi cele două abordări, să vezi cele două strategii. Ancelotti cu stilul lui mai funcțional, care pragmatic, poate mai pragmatic, Guardiola cu fotbalul lui pozițional, și există foarte mult această dezbatere în fotbalul modern, funcțional versus pozițional. Sunt moduri de abordare a fazei ofensive și deocamdată se pare că după cel puțin după primul meci, și eu cred că cel mai bun ce există în fotbalul actual sunt aceste două echipe. Și o dezbatere de principii, de filozofii, și a fost interesant să vedem cel puțin prima parte a acestei confruntări.
Sunt curios, cum se uită un antrenor la un asemenea meci de cel mai înalt nivel? Stai cu pixul, cu agenda, îți notezi lucruri sau sunt aspecte la care ești mai atent ca să le poți pune în aplicare, mă rog, păstrând proporțiile la echipa pe care urmează să o antrenezi? Un antrenor întotdeauna vede prin o cheie foarte tehnică meciurile astea. Cel puțin poate, chiar dacă ai fi pe stadion, probabil că mult mai bine ai vedea întregul tablou, dar chiar și așa din fața televizorului, cred că orice antrenor întotdeauna pe momentele jocului caută să vadă ce face o echipă ofensiv, defensiv, în tranziții, faze fixe, se uită atent să vadă ce ar putea prelua dintr-un concept, din altul, din anumite momente de joc. Pentru că deja noi când vedem atât de multe jocuri, ne uităm strict foarte tehnic la jocuri, mai puțin impresionați de poate un detaliu tehnic, de un artificiu și așa mai departe. Ne uităm la cum se întâmplă lucrurile în dimensiunea mare a tabloului, să spun așa. Vedem că și City și Arsenal joacă cu patru fundași centrali pe linia de fund, mă rog, evident și urcă, mai ales ce din benzi. E un detaliu la care te gândești tu să-l aplici pe viitor? Depinde foarte mult lucrul ăsta de jucătorii pe care ai în echipă. Guardiola, în ultimul timp, ideea de bază a lor este să facă cât mai puțin efort jucătorii, să aibă cât mai proaspeți, atât în faza de atac, pe cei care sunt specializați să facă faza de atac, și pe cei din apărare cu atât mai bine pregătiți pentru a face tranzițiile negative, tranzițiile în fază defensivă, da? Și se apăra cât mai bine încercând să facă faza de atac cu 5 jucători și apărându-se cu 5. Cam asta e echilibrul pe care orice antrenor își dorește să-l dea echipei lui, pentru că până la urmă și în fotbal e vorba tot de echilibru. Deci, și atunci de îi preferă spune... foarte mult să aibă 5 jucători de profil defensiv pe care apoi, bineînțeles, fundaș și lateral Guardiola poate îi duce foarte mult în teren, nemai având tendința de a-i face pe fundaș și lateral să facă foarte mult efort, să împingă jocul foarte mult, pentru că în tranziții, fiind în poziții avansate, nu se mai pot apăra foarte mult. Și atunci, în funcție de jucătorii pe care e în mijlocul terenului, poate preferi un alt fel de modul, să ocupi mai, nu știu, mai bine spațiile, făcând mai puțin efort și având mai multă eficiență. Cam asta e ideea de la care pe care încearcă Guardiola și, mă rog, și alții pe care au împrumutat din stilul și din conceptul lui Guardiola. Deci contravine cumva cu ceea ce spun mulți, că toți trebuie să se apere, toți trebuie să atace. Toți trebuie să se apere, toți trebuie să atace, dar și-au dat seama că cu cât efortul este mai mic, cu atât, din punct de vedere mental, din punct de vedere fizic, echipa poate avea mai multă eficiență. Da? În fotbal nu este despre a alerga mult și eu spun și din propria experiență, cele mai bune meciuri pe care echipele pe care le-am antrenat le-au făcut, jucătorii au alergat distanța ca și volum poate cel mai puțin, dar mult mai intens și mult mai eficient. Și asta încearcă să facă și Guardiola la City, dar cred că sunt și alți antrenori care fac lucrul ăsta. Dar încă o dată spun, cu toată lumea participă în atac, toată lumea participă în apărare. Crezi că cine trece de această dublă, Real sau City, are prima șansă la câștigarea trofeului? În principiu da. În principiu da, dar întotdeauna în Champions League au existat surprize și mai ales în finală, care e un singur joc, acolo întotdeauna poate apărea. Într-un singur meci pot apărea surprize. În două meciuri, întotdeauna, teoretic, echipa mai bună învinge. Deși, dacă stau să mă gândesc acum rapid, în finalele din ultimul timp, n-au mai existat surprize. N-au mai fost surprize așa mult. N-au mai fost surprize mari. Nu, deja devine Champions League, Champions League devine deja o competiție foarte elitistă, unde, într-adevăr, echipele astea care investesc sute de milioane, miliarde, e greu să le mai ajungi. Bineînțeles, având un antrenor, având în spate o structură sportivă cu, nu știu, director sportiv, președinte și așa mai departe, care, nu știu, sunt foarte, foarte bine organizate. E City favorită la retur?
după meciul de aseară? În principiu da, dar n-aș spune, poate 51% să spunem în dreptul lui City, pentru că vor juca pe teren propriu. Nu mai contează acum nici golul din drept. Nu mai contează nici golul, dar asta îi dă un avantaj Madridului. Și spun sincer, Ancelotti este expert în astfel de meciuri, știe să le joace, iar Madridul, cu toată istoria, cu tot ce au în spate, nu o poți elimina niciodată 100% sau să o scoți din calculele hârtiei. Dar rămâne un meci mult mai interesant la retur, prin prisma acestui rezultat de la Madrid de aseară. Ai spus că te-ai uitat puțin și la Arsenal-Bayern. Da. Acolo, din nou, un meci foarte bun, foarte spectaculos. Arsenal a deschis scorul, apoi Bayern a întors, în final Arsenal a egalat. În general, echipele care au tradiție în Champions League și știu să joace competiția asta, iar Bayern știe să o joace. Deși nu trece prin cea mai bună perioadă, dar se montează extraordinar de bine. Jucătorii, antrenorul, clubul, imens, da? Iar lucrurile astea, din păcate, nu se pot cumpăra cu toți banii din lume. Arsenal e pe un trend ascendent în ultimul timp, de când a venit Arteta, încearcă să construiască un club de nivel european, dar nu este ușor să fii între primele echipe ale Europei și să fii pretendentă la Champions League, dacă n-ai în spate și această tradiție, dezinvoltură și tot ce aduce, nu știu, tradiția și greutatea unui club de asemenea învergură. Uite, Arteta e un exemplu foarte bun pentru ce am mai vorbit noi de câteva ori, că rezultatele nu definez neapărat munca unui antrenor, rezultatele imediate nu definez neapărat munca unui antrenor. Arteta la început era contestat de fan, de toată lumea îi cerea demisia, da. Conducerea a avut încredere în el, mă rog, nu l-au demis, cine știe, poate n-avea alte variante, l-au lăsat să-și facă treaba și vedem ce face Arsenal acum. Da, într-adevăr, Arsenal este un exemplu de club care apreciază foarte mult procesul unui antrenor. Și probabil că sunt oameni în interiorul clubului care știu să facă lucrul ăsta, să-i analizeze munca de zi cu zi, pentru că unui antrenor, mai ales unul la început de drum, cum a fost Arteta, da, probabil au știut la ce se hamă, au știut ce vor să aducă, iar ceea ce a fost mai important pentru ei, vedeau munca de zi cu zi pe care încerca să o aplice Arteta la club. Și au fost convinși că, nu știu, cu investiții și cu procesul pe care încerca corpul tehnic să-l aplice la nivelul echipei, pe termen mediu-lung, n-au cum să nu aibă succes. Când ai o structură, un club care să înțeleagă lucrurile astea, e foarte greu să dai greș. În România sunt cluburi care înțeleg aceste principii? Înțeleg și le și aplică? Din păcate, puține. Singurul club care are o strategie pe termen mediu-lung a fost domnul Hagi, care a și făcut istorie cu un club, pentru că dacă lucrurile ar fi stat cu totul altfel, un club atât de tânăr n-ar fi putut niciodată să ajungă să pătrundă atât de repede în elita unei țări, da? Acolo unde lucrurile erau făcute bine de către cluburile mari. Dar pentru că a profitat de faptul că dezorganizarea, să spunem așa, celorlalți, a putut să ajungă foarte repede în vârful ierarhiei. Cred că mai sunt cluburi. Mai nou, domnul Șucu și Rapid Victor, care acolo încearcă la fel să facă, să aibă o abordare, nu știu, pe un termen mediu, cel puțin, să nu, pentru că ați văzut ce se întâmplă de la o etapă la alta. Asta e specificul clubului, dar totdeauna fiecare club are un specific, dar niciodată nu trebuie să ne abatem de la planul pe care îl avem pe o perioadă lungă de timp și aici e, nu știu, reziliența fiecărui club de a face față presiunii suporterilor, mass media și așa mai departe. Chiar și CSU Craiova, acolo este domnul Rotaru care face investiții, are întotdeauna așteptări. Din păcate, din punct de vedere sportiv, n-au reușit să aibă, eu când vorbesc aici, deja e un club la maturitate, nu știu câți ani are CSU de când a apărut. 10 ani, fix 10 ani. Aproape 10 ani. Teoretic, în 10 ani, cu investițiile care s-au făcut la Craiova, Craiova ar fi trebuit să fie un club care pune, sau cel puțin emite pretenții la, cumva este acolo, tot timpul emite cumva este acolo, dar parcă niciodată nu dă senzația că ar putea să câștige cu adevărat. Apoi, mă rog, mai este modelul CFR, unde a fost un model diferit de business, dar un model care a
nu știu cât a fost de rentabil din punct de vedere al business-ului, dar, dar din punct de vedere sportiv e un model care a câștigat în ultimii ani și a fost echipa dominantă a campionatului. Nu știu, poate mai sunt altele, nu dețin eu adevărul, dar sau nu cunosc într-atât de bine toată strategia cluburilor, dar în general, vorbind aici în general, în România se face întotdeauna un management de zi cu zi, un management de criză, dacă... De pe azi pe mâine. Da, de pe azi pe mâine. Și făcând lucrurile așa, nu poți avea sau nu poți avea speranța că, nu știu, să faci un progres dacă nu știi de fapt unde vrei să ajungi. Să încheiem cu Liga Campionilor. Astăzi sunt alte două meciuri din sferturi, Atletico, Borussia Dortmund și PSG Barcelona. Ce te aștept dacă vezi vreo favorită, pe cine vezi calificându-se mai departe? Păi, în primul rând, la PSG Barcelona, e foarte interesant de observat acest meci. Eu vorbesc din nou prin cheia omului de fotbal, al tehnicianului. Ca și concept o să vedem cumva două concepte similare. Luis Enrique, Xavi provin din același concept fotbalistic și filozofic, pentru că acolo nu e doar despre fotbal, al Barcelonei, fiecare cu individualitățile lui și cu caracteristicile personale pe care le dă conceptului, și e foarte interesant de văzut. A fost și o dezbatere interesantă în conferințele de presă, da, de ieri, în care lui Enrique a spus că el este este reprezentativ pentru Barcelona în detrimentul lui Xavi, pentru că a câștigat foarte mult, pentru că cifrele, spunea ca și concept, da, cifrele pe care le are el legat de ceea ce înseamnă conceptul și filozofia de joc a Barcelonei și a, mă rog, a care a pornit de acolo din Spania, având originea la Barcelona, Cruyff și așa mai departe, la Masia, o știți cu toții. El spune că el e cel care reprezintă cu mult mai mult succes decât Xavi. E și interesant de urmărit asta, pentru că la PSG, odată cu venirea lui, s-au schimbat foarte multe lucruri. E un antrenor care cumva garantează succesul. Nu e un antrenor ușor de lucrat cu el, pentru că e un antrenor cu foarte multă personalitate și vedeți legătura pe care o are cu Mbappé și faptul că pentru el jucătorii nu reprezintă, nu știu, o vedetă extraordinară de care nu poate să atingă, pentru el, nu știu, jucătorii sunt cumva cam la același nivel, iar când simte o decizie, o ia indiferent de numele implicat în decizia pe care o ia. De asta mie îmi place foarte mult lui Enrique. Și va fi foarte interesant de urmărit ce se va întâmpla în seara asta. Uite, Cătălin ne ajută să facem trecerea la Liga 1. Așa trebuia și Ovidiu să rămână la noi, probabil fiind un fan al lui Dinamo, tot anul, indiferent de rezultat, auzindu-ne probabil ce am vorbit mai devreme despre Arteta, Arsenal. Da. Din păcate, filozofia clubului Dinamo nu a fost aceea de a, nu știu, construi indiferent ce se întâmplă ca și rezultate, din păcate sub presiunea fanilor, sub presiunea... Și nu toți fanii au gândit cum gândește Cătălin. Și nu toți fanii au gândit așa. Dar, mă rog, asta așa a fost să fie situația, de asta spuneam că sunt foarte puține cluburi care... Dar e de înțeles cumva, la cluburile astea mari, oamenii nu înțeleg să aibă timp, să aibă răbdare, din păcate. În fotbal nu se poate face nimic de pe zi pe alta, e nevoie de foarte mult, în primul rând e nevoie de o viziune, e nevoie de un concept, da? De un plan, unde suntem și unde vrem să ajungem. Când lucrurile se fac de pe azi pe mâine și trebuie să avem rezultate, te poți împotmoli pe drum. Da? În momentul când ai viziune, când ai un concept, când ai un staff tehnic, când ai o echipă, un departament sportiv bine organizat, atunci, probabil pe termen scurt, lucrurile pot merge mai greu, dar pe termen lung, mediu, să nu spunem lung, da, să spunem pe termen mediu, lucrurile se pot așeza foarte bine. O să revenim la Dinamo, dar aș vrea acum să discutăm despre lupta la titlu. Crezi că e gata campionatul în ceea ce privește locul întâi? Cred că într-o mare proporție, da.
Bine, nu, dacă aș fi implicat la FCSB, nu aș vorbi de lucrul ăsta. O spun din exterior, n-aș vrea să transmit într-un fel nicio... Dar la fel cum am văzut, cadența celor de la FCSB, cum i-am simțit ca și echipă, organizarea pe care am avut-o anul ăsta, am spus de mult că este cea mai bună și cea mai bine organizată echipă anul ăsta. Dincolo de ceea ce face domnul Gigi Becali și modelul pe care îl îmbrățișează și îl îndrăgește dumnealui și până la urmă este patronul echipei, nu trebuie să treceți cu vederea faptul că există acolo un staff tehnic foarte priceput, da? De la antrenor principal și din punctul ăsta de vedere, Elias, mie cel puțin din exterior mi-a lăsat o impresie foarte bună cum gestionează toate lucrurile, abilitatea de a comunica. Mi se pare că a fost cel puțin anul ăsta omul potrivit. În spate există Pintili, există Filip, există Ovidiu Petre, există unul dintre cei mai buni preparatori fizici, Neubert. Thomas Neubert, există cei mai buni conducători din fotbal românesc, Mihai Stoica, Valiar Găseală. Deci dincolo de ceea ce se întâmplă în spațiul media, unde poate nu se vede munca acestor oameni și nu sunt expuși mediatic atât de mult, în spate există într-adevăr o structură extraordinară, de care vă spuneam, și echipa care a ajuns la o maturitate fotbalistică. Jucătorii care anii trecuți, nu știu, și să dăm exemplu Florinel Coman, da? Foarte multe accidentări, foarte multe inconstanță, are un an excepțional. Olaru, la fel. Apoi, cuplu de fundaș central, unde anii trecuți au avut foarte multe probleme, până la un moment dat în Ghezana Daua au dat foarte mult, au oferit foarte multă siguranță echipei. Acum când Daua a început, sau mă rog, cuplul a început să se scârție, apare Chiricheș care dă iarăși un echilibru fantastic echipei. În față jucători de foarte mult talent, deci un portar solid, deci orice post am așa, și asta face ca tablou și mă face să cred că anul ăsta este echipa care cumva a avut cea mai bună organizare, cea mai bună cadență. De când ai jucat cu ei, chiar la începutul sezonului, etapa a doua sau a treia, îi vedeai deveni campion sezonul ăsta? E greu să spui la începutul unui sezon lucrul ăsta, dar da, i-am simțit printre cele mai puternice și cele mai organizate echipe. Te-ai jucat și cu Craiova în prima etapă și apoi cred că etapa a doua sau a treia cu... Nu, dintre toate echipele pe care le-am întâlnit eu la momentele la care antrenam Dinamo, ei au fost echipa care am simțit că orice aș face și orice aș fi gândit eu din punct de vedere cu ce aveam eu la îndemână, n-aveam cum să... În rest, cu CFR, am simțit că am fi putut face, am și făcut 1-1. Cu Craiova au fost două meciuri în care cred eu că am avut ghinion. Cu Rapid a fost, dar în prima parte a campionatului, nu neapărat în meciul contra noastră, dar pe parcurs am văzut că nu avea un lot valoric la fel de bun și existau diferențe foarte mari între titulari și rezerve. Drept dovadă, când au căzut Rahmani, Petrila, au avut foarte mari probleme. Apoi, aducând foarte mulți jucători în perioada intercompetițională, normal că o echipă se dereglează din punct de vedere al dinamicii sociale în interiorul echipei și mi-am dat seama că vor fi foarte greu de integrat jucătorii care de altfel sunt jucători buni, dar nu este ușor în intersezon să aduci 6 jucători și să integrezi pe toți fără să creezi niciun fel de disensiune. Apoi au fost acele probleme de indisciplină care au existat, acele probleme la Rapid, pentru că Rapid e un club special legate de suporter, de știți foarte bine, de ceea ce s-a întâmplat cu chiar, poliția. Chiar, la meciul cu Farul, faptul că galeria refuza să susțină echipa a gântării greu în ceea ce s-a întâmplat pe teren? 100%. A fost un moment care a făcut, nu știu, ca în mintea jucătorilor să se întâmple ceva. Faptul că noi am mai susținut, că nu au fost alături de ei, a fost un element care i-a perturbat din punct de vedere mental pe jucători. Mulți au spus că fanii au greșit, alegând să-l susțină. Nu spun că au greșit sau nu au greșit, până la urmă nu cred că ăsta e motivul pentru care echipa a pierdut, da? 100% nu ăsta e motivul pentru că fanii au venit și au decis să rămână tăcuți, nu ăsta a fost motivul pentru care echipa a pierdut, dar a fost un
element care a perturbat mentalul jucătorilor. Uite, Andrei Bendeac te întreabă, nu știu dacă e chiar Andrei Bendeac sau un pseudonim, ce faci crede, Ovidiu, că mai trebuie făcuți la Rapid pentru a avea constanță într-un sezon întreg să se bată la titlu? Păi pașii care se fac. Încă o dată, echipa a făcut progres de la an la an. Dacă mi-aduc aminte, când am început acest proiect și eu am fost acolo, planul și pașii s-au făcut, da? Odată cu venirea domnului Șucu, se investește masiv din punct de vedere infrastructură, din punct de vedere centru copii și junior, din punct de vedere lot al echipei mari. Trebuie doar răbdare, ceea ce nu prea există, din păcate. Dar ceea ce se întâmplă acolo, și vă spun, întotdeauna în procesul de maturizare al unei echipe, sunt și momentele astea de furtună, da? Atunci se sedimentează lucruri, nu trebuie să ne fie frică de astfel de momente. Dimpotrivă, astfel de momente fac să sedimenteze foarte mult și să limpezească foarte mult viziunea pentru viitor. Dar ceea ce se întâmplă acolo, cred că se merge în direcția bună. Revenind cumva la discuția despre FCSB, ai vorbit frumos despre Haralambos. Știi că e o întreagă discuție despre meritul antrenorilor de acolo, având în vedere că Gigi Becali spune public, el face schimbările, el se consultă și are ultimul cuvânt în stabilirea primului 11. Chiar crezi că antrenorii de la FCSB au un merit major pentru parcursul din acest campionat și dacă ai putea să detaliezi mai mult? Păi, în primul rând, da, eu cred că au un merit major, foarte mare merit au, pentru că este infinit mai dificil să fii pe banca FCSB-ului cu un patron care căruia îi place să, sau mă rog, căruia îi place să fie consultat, da? Să nu, pentru că nu vreau să vorbesc niciodată, nu cunosc exact doar ceea ce văd în presă. Este infinit mai greu să gestionezi un vestiar și să-l ții unit, da? În condițiile în care există această intruziune directă a celui care conduce sau celui care are clubul în viața echipei și în deciziile tehnico-tactice, da? Deci, încă o dată, jos pălăria pentru ceea ce fac acei băieți. Ok, din perspectiva unora nu e un lucru demn de profesia lor, dar eu spun din punct de vedere tehnic, aici, știi cum e aici, din punct de vedere moral, lucrurile depinde fiecare prin ce perspective le vede. Eu sunt omul care nu-mi place să judec pe absolut nimeni. Eu spun doar că din punct de vedere al tehnicianului e infinit mai greu să antrenezi o echipă și să ții capacitate, să-i ții uniți în condițiile în care cineva peste tine vine și stirbește din autoritatea... Cu asta sunt de acord, dar dacă se spune că FCSB, Craiova, minutul 60-00, sună Gigi Becali, bagă-l pe Tavi Popescu în teren. Intră Tavi Popescu, dă gol. Al cui e meritul pentru acea victorie? Bine, aici e, știți cum e, Gigi Becali este, sau mă rog, facem discuțiile astea pentru că domnul Gigi Becali este în media, este foarte deschis, comunică. El recunoaște aceste lucruri, că, da. Și nu știu cât de mult, dar la foarte multe echipe, în foarte multe țări, există această implicare cumva directă, poate mai puțin directă, mai voalată, mai indirectă, a patronilor, a directorilor sportivi, a președinților de club, pe care antrenorul trebuie să știe să le gestioneze. Nu este niciodată, ok, vorbim, acum nu vorbim de City, Real, de Guardiola, no. Dar în general vorbim, da, la modul general, antrenorii, da? Trebuie să gestioneze și să fie capabili și abili să gestioneze și astfel de implicări directe ale unor directori sportivi, președinți. Da? Acum, cum? Ei știu foarte bine, dar nu știu, venind înapoi la relația pe care are domnul Becali direct cu staful tehnic și cum îi place să fie implicat, când mergi acolo, îți asumi. Pentru că în momentul când decizi să mergi la FCSB, deja nu crezi că mergi acolo, știi la ce să te aștepți, da? Acum, unii iau decizia să meargă acolo, să lucreze în acel mediu și, încă o dată, nu condamn pe nimeni, doar constat, nu avem noi calitatea să judecăm pe absolut nimeni în viața asta, cel puțin din punctul meu de vedere. Știi la ce să te aștepți acolo, din punct, dacă pentru tine e ok, atunci e simplu. Nu-mi propunea să te întreb asta, dar mi-a ridicat acum la fileu acum. Ai acceptat să lucrezi în condiții similare precum la FCSB? Cred că... Cred că mie mi-ar fi foarte greu să accept o astfel de colaborare cu
cu cineva, oricine, da? Un director sportiv, președinte, patron, care vine să-mi impună lucruri, cred că mie mi-ar fi foarte greu. Așa să pot să am discuții legate de strategia clubului de a folosi, de a folosi poate mai mult niște jucători tineri, pentru că avem strategia să vindem, sunt deschis a oricărui dialog. La fel cum sunt, nu dețin eu adevărul absolut, cum din punct de vedere tactic și al abordării pot duce discuții și pot dialoga foarte mult cu cei care se pricep și sunt în zona asta, directori sportivi, președinți, care vor să înțeleagă de ce iau anumite decizii sau, ascultându-i pe ei, nu știu, pot să-mi limpezesc anumite gânduri. Asta cu siguranță o să am tot timpul și întotdeauna există lucrul ăsta. Nu există un antrenor care vine și face el, cum îl taie pe el capul, ne dând explicații nimănui. Lucrul ăsta nu există, dar ca cineva să vină să-mi impună anumite lucruri, cred că mi-ar fi foarte greu. Tot legat de FCSB, Florinel Coman a spus după meciul cu Craiova că vrea să plece. În primul rând, te-aș întreba că e normal ca un fotbalist să spună așa ceva în plin campionat. Chiar dacă, da, ok, FCSB e mare favorită, dar nu s-a încheiat matematic sezonul. Și apoi, legat de ce spunea Basara Panduru, că Florinel Coman nu ar fi pregătit pentru un campionat de top, pentru că el la FCSB nu e obișnuit să facă fața defensivă. Iar când a făcut față, scuză-mă, dar când a făcut fața defensivă, cum s-a întâmplat la Național, unde Eddie îl pune să coboare aproape de fiecare dată, randamentul nu a mai fost același. Păi, în primul rând, cred că ne-am obișnuit cu Florinel Coman. E un băiat deschis, sincer, și mie, sincer, îmi place cum comunică. Faptul că a spus ceea ce gândește și spun că 99% din jucătorii români da, din campionatul intern își doresc să plece în străinătate. N-a făcut o afirmație care să mă surprindă. Cred că dacă lucrul ăsta îl motivează să aibă randamentul pe care îl are anul ăsta, și sunt convins că asta îl motivează cel mai tare, pentru că e un jucător care, nu știu, a avut întotdeauna un anumit potențial, o anumită traiectorie și a rămas cumva blocat la Steaua și n-are rost să discutăm de ce, cum. Da? Probabil văzând și că foști colegi de-ai lui, cum e Tănase, cum sunt alții care au plecat între timp și câștigă foarte mulți bani și cu toții tindem către asta, sau cei care se apucă de fotbal când sunt mici, își doresc ca într-o bună zi să joace în străinătate, să se asigure din punct de vedere material, atât ei cât și familia lor, social și așa mai departe. Nu cred că a făcut o afirmație care să... E un lucru care îl motivează să fie jucătorul care, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni în campionatul acesta, dacă nu cel mai bun. Da? Deci lucrul ăsta nu mi s-a părut deloc anormal, că speră să plece, e foarte bine. Dacă nu, oricum am văzut că și patronul îi dă confortul, îi spune că îi va mări contractul, adică nu văd de ce. A fost sincer și atât. Apoi, din punct de vedere de ce spuneai tu, ce spunea Pandi, da? Că e un jucător care poate nu s-ar... Depinde de clubul care îl selectează. E foarte important să înțelegi, nu știu, ceea ce poate oferi Florinel Coman la echipa pe care o ai. Pentru fotbalul de afară, într-adevăr, există foarte puține excepții de jucători care nu se implică total și în faza defensivă, dar eu spun că Florinel Coman are capacitatea să se adapteze și în fotbalul internațional, are capacitatea atât fizică cât și mentală, dar și cred că și disciplina și rigoarea tactică să poată să facă ambele faze. Dar uite că la Național, unde face treaba asta, unde coboară și își ajută foarte mult fundașul stânga, randamentul lui nu e... Nu cred că, trebuie să comparăm, pentru că întotdeauna legat de echipa națională întotdeauna întâlnim adversari poate mult mai valoroși decât noi. Avem o altă abordare. Abordarea echipei naționale și succesul pe care l-a avut Eddie Iordănescu a constat tocmai în această unitate și în această disciplină pe care toți cei 11 care intră în teren, da, care sunt pe teren, la care ei trebuie să se supună. Dacă nu face asta, Florinel Coman nu joacă la echipa națională. Este simplu. De acolo, și așa va fi și în afară, bănuiesc. Da, gândiți-vă că așa am avut succes. Așa am avut succes. În afară, ține foarte mult de antrenor, de club, de filozofia pe care are clubul, pe care îl transferă. Da, și probabil că acolo, integrându-l și cunoscându-l, îl pot pune în evidență, da, și pot pune în evidență
potențialul și caracteristice pe care le are, pe care le are ca și jucător. Dar eu cred că e un jucător care se poate adapta și în, mă uit la el, are deja foarte mult din punct de vedere fizic, are forță, are viteză, are în ultimii metri de teren unde acolo nu prea au ce să-ți mai, n-au ce să te mai învețe foarte mult antrenorii, mai ales la vârsta asta, are bagajul tehnic necesar să înscrie goluri, să apară în care o să creeze situații de poartă. Trecem acum la Dinamo și aș porni cu vestea primită ieri de Dinamo că va juca fără spectatori până la finalul campionatului. Apelul făcut de club a fost respins, la fel ca în cazul celor de la UTA, și UTA va juca fără fan pe teren propriu până la finalul play-out-ului. Cât de grea e lovitura asta primită de Dinamo? Am văzut că în primul meci fără spectatori, cel cu Petrolul... E grea, pentru că se crease o conexiune între echipă și suporteri. Și am văzut că, nu știu, în unele meciuri efectiv i-au împins de la spate, le-au dat energie și știu și eu, când eram acolo, suporterii întotdeauna au reprezentat foarte mult. Dar, nu știu, eu nu sunt în club, dar chiar și dacă nu sunt, știu că părerea mea poate va fi auzită. N-aș discuta foarte mult pe tema asta și nici pe tema arbitrajelor, pentru că s-a discutat foarte mult deja, atât pe faptul că arbitraje, că... cumva au fost foarte multe, foarte multe... Ar fi un curent împotriva lui Dinamo. Ar fi un curent, pentru că în momentul de față, cred că trebuie echipa trebuie și antrenorul trebuie să se rupă total. Da? Nu avem suporteri, arbitrii, există un, nu știu, un, așa o chestie de culise împotriva lui Dinamo. Eu nu cred lucrurile astea și cred că n-ar trebui nimeni să mai discute despre faptul ăsta. Ceea ce ar trebui să se discute la momentul ăsta este cum să învingi, să câștigi următorul meci, care din punctul meu de vedere devine esențial, da? Cu copii trebuie găsit o strategie să aducă cât mai mulți copii în tribună, așa cum a fost la meciul cu UTA, de exemplu, și unde chiar s-a simțit a fi o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Și n-are rost să mai discutăm acum despre cât ar fi însemnat prezența publicului. E o decizie. Decizia se pare corectă, justă în raport cu ce s-a întâmplat, că totuși bătaia aceea de pe teren e grav. Dar acum îmi spun că n-ar trebui să plătească toți spectatorii pentru prostia. Din păcate, asta e faptul cel mai negativ, faptul că sunt foarte mulți suporteri al căror acces va fi îngrădit tocmai din cauza faptului că s-au întâmplat, nu știu, niște incidente probabil cu anumite persoane, da? Adică n-a fost o întreagă... Nu, dar a fost ceva grav, probabil. Dar, din păcate, așa este, asta e situația. N-aș vrea să vorbesc foarte mult, aș vrea să transmit, nu știu, toate gândurile mele și tot ceea ce, toată energia mea, așa, din exterior, da? Pentru aceste ultime bătălii pe care echipa le are, să focuseze clar la ceea ce au de făcut, pentru că... sunt și lucruri foarte multe. Știu că în momentul de față, de când a început play-out-ul, sunt foarte multe discuții foarte negative și din punctul ăsta de vedere echipa trebuie să se decupleze total de toate aceste discuții, trebuie să încarce foarte mult, pentru că nu este încă nimic pierdut și de cum vor aborda aceste ultime meciuri, de cât vor fi de încărcați din punct de vedere, da, al energiei, de ce conexiune vor avea între ei, între ei acolo pe teren și împreună cu staff-ul tehnic, va fi esențial. Dinamo în acest an cum ți s-a părut? La un moment dat părea că se salvează direct de la retrogradare, a arătat foarte bine, câștiga. În play-out lucrurile au început să scârțe din nou. Da, așa cum ai spus și tu, au fost foarte multe, de fapt au fost acum după perioada de transferuri, cu noile achiziții, echipa a arătat multe momente bune de fotbal. Da? Noi jucători au ridicat foarte mult nivelul, asta e un lucru cert și vă spun sincer și eu la un moment dat și eu cred în continuare că se vor salva. Te întreba un suporter al Dinamo, ce șanse crezi că are Dinamo? Eu cred că să sunt șanse, da? Au avut noroc și de jocul rezultatelor, sunt încă acolo. Două victorii legate pot face ca lucrurile să pot sări. E clar că acum, din punct de vedere, acum ne gândeam tot timpul dacă direct, dacă de pe loc de baraj, cred că o țintă,
obiectivă reală ar fi mai degrabă un loc de baraj, unde lucrurile nu par atât de complicate. Ne uităm și dacă ești atent și la Liga a doua, vezi că care sunt echipele, vezi care e nivelul, care nivelul anul ăsta, și eu spun că un baraj anul ăsta nu e de speriat. Și cred că ar fi o performanță și cred că Dinamo se poate impune într-un meci de baraj contra oricărei echipe din Liga a doua. Știu că e o întrebare grea și mă aștept cumva să nu răspunzi direct. Dinamo din acest moment arată mai bine față de Dinamo din noiembrie 2023? Cu siguranță. Arată mai bine. Arată mult mai bine. Dinamo de acum, de la ultimul meci, să luăm cu oțelul. Dinamo arată mult mai bine. În primul rând, din punct de vedere, din punct de vedere financiar și tot ce se întâmplă din punct de vedere administrativ. Eu mă refer strict ca joc. Mă refer strict ca și echipă. Încă o dată spun, jucătorii care au venit au ridicat foarte mult nivelul echipei. Echipa e mult mai solidă, are mult mai multă potență din punct de vedere fizic. Da? Pentru că cei care au venit au ridicat nivelul. Lumea nu înțelege. Un jucător valoros e un jucător valoros din toate punctele de vedere. Un jucător care poate acoperi spații mari în intensitate mare, se poate gestiona în presiunea unui tricou cum e cel al lui Dinamo, fără niciun fel de emoții și nervozitate. Dar se vede lucrul ăsta pe teren. Da? Adică nu trebuie să fii expert să vezi că dau un exemplu, cei doi mijlocași centrali sunt jucătorii care știu să joace, da? Jocuri cu încărcătură, cu... Vezi un Velkovski, da? Un jucător care e la cel mai înalt nivel în liga asta și așa mai departe. Da? Deci jucătorii ăștia au ridicat mult nivelul echipei. Da, dar cu oțelul, eu n-am văzut nicio ocazie a Dinamo până în minutul 75. Cu oțelul, da. Cu oțelul parcă revedeam meciurile mele. Toată lumea... De asta te-am și întrebat, da. Având în cam meciul ăsta recent cu oțelul. Da, ceea ce încercam și eu să fac și am văzut foarte mult, pentru că întotdeauna lumea se întreabă, domne, dar de ce începem să construim de la nivelul portarului fundașilor centrale? Bine, tocmai pentru că, simplu, orice echipă care e atrasă, care îi sar linia de mijloc, da, o atragi în pressing și reușești să-i sari linia de mijloc și să-i atași direct linia de fundaș, este mult mai vulnerabilă. Cu o linie de fundaș cu 40 de metri de teren în spatele ei, este mult mai vulnerabilă decât o linie de fundaș care are 20 de metri în spatele ei. Da? Deci ceea ce se încearcă întotdeauna, ceea ce încercăm noi ca și antrenori, este să atragem linia de mijloc și să jucăm în spatele ei. Sau, dacă putem, să jucăm direct în spatele liniei de fundaș, creându-ne ocazii iminente de poartă, cu atât mai simplu. Și eu, cel puțin, sunt unul care spun, dacă tu cu o singură pasă poți depăși tot blocul advers, da? Și să avem situații de poartă, atunci dați această pasă. Niciodată nu le-am spus jucătorilor, nu, ești obligat să joci scurt, să joci mediu, să... Întotdeauna un jucător trebuie să aibă tot tabloul în față, da? Prima linie de pasă, a doua linie de pasă, a treia linie de pasare. Acum, revenind la jocul lor, mi se pare că față de jocul pe care încercam să fac, au jucători care scot mai bine mingea din prima zonă de teren, da? Cu Pavici, cu Naore, cu Velkovski, sunt jucători care au calitate. Acum că e bine și Homau, care se pare că și-a intrat într-un ritm și nu mai are probleme la acelea musculare, au jucători care poate să ducă cu mai multă ușurință. Problema este că în față mi se pare că încă nu există această forță, da? Hai să nu spun că nu vreau să critic pe nimeni, încă nu există această forță odată ce ai sărit linia de mijlocaș a echipei adverse sau linia de fundaș, nu avem această profunzime, această agresivitate, încă echipa nu are. La fel mi s-a întâmplat și mie, da? Ei bine, acolo, din păcate, trebuie jucători de un anumit profil, de o anumită valoare, da? Jucători să-ți facă diferența. Exact. Cum Dinamo, adică, sunt cam aceiași jucători de anul trecut, din 2023. Cine? Doar Milanov a jucat titular în cei trei doar, din față. Da, doar Milanov. În rest a fost Hakim, Gregorio, care s-au schimbat, a fost Denis, care a avut acea accidentare și încă se pare că are nevoie de încă poate un meci, poate a fost meciul ăsta să-i dea ritmul de care are nevoie, pentru că înainte să accidenteze chiar era într-o formă foarte bună. Să sperăm că următoarele meciuri, cele care contează cu adevărat, pentru că de acum încolo sunt numai finale, da? Va fi, el va prinde pe Denis Politic în cea mai bună formă.
La cum știi echipa lui Dinamo, evident, cunoști foarte mulți jucători, cu majoritatea ei lucrat, sunt gata să ducă presiunea asta din play-off, din următoarele meciuri? Pentru că mă gândesc că va fi foarte greu. Să știi că tu ești pe loc direct, retrogradabil cum e acum Dinamo pe 15, să joci practic fiecare meci ca o final. Chiar că e un clișeu, dar cam asta e realitatea. Nu, asta e realitatea. Până acum spuneam da cu toții și eu când eram acolo, hai să luăm fiecare meci, să jucăm. Acum nu mai spunem, acum chiar sunt finale. Da? Dar spun sincer, eu am văzut echipa și am văzut-o în multe, cred că toate meciurile am văzut. Trebuie să facă ceva, să-și recâștige încrederea și dezinvoltura pe care au arătat-o în unele meciuri și sunt convins că pot să învingă orice adversar din play-out. Pentru că, spun, din punct de vedere valoric, nu știu dacă în momentul de față e o echipă, să pot spune, în play-out, care este mult valoric peste... Cred că sunt... Și, atenție, nici Botoșani nu e o echipă pe care trebuie să o excluzi. Păi era două total. Puncte sub Dinamo. Da. Deci asta spun. Dacă te uiți, toate echipele au cam același nivel valoric, cred eu. Poate cu un plus pentru FCU Craiova, care pentru mine rămâne... Bine, nu rămâne o enigmă, că nu e o enigmă, dar e o echipă care, din punct de vedere al lotului, te uiți și vezi jucători, te poate, nu știu, spun așa. În rest, cu tot respectul pentru toată lumea, poate și UTA are acum niște jucători. O vezi și pe Petrolul, riscând să pice? Păi eu spun că dacă Petrolul, îți dau un exemplu, da? Dacă Petrolul pierdea și nu scria acel gol târziu, eu spun că altele erau datele problemei. Da? Acum au schimbat și ei, au adus un antrenor cu experiență, pe Iusi, da? Un antrenor care cunoaște foarte bine fotbal românesc, un antrenor care deja știi la ce te aștepți la el, îl cunoști foarte bine pentru că are un concept de joc pe care l-am văzut la echipele pe care a fost. E un antrenor foarte organizat, da? Foarte meticulos. Cu siguranță că va schimba fața echipei. Radu Nauman a dezvăluit aseară la Digi, nu știu dacă ai văzut, un posibil conflict între Golubovi și Kopić după meciul de la Galați, iar fi despărțit Sorin Colceac, cel care tu ai și colaborat da, la Dinamo. Mă rog, și nu, pe Golubovi, nu cunosc. Nu, eu am rămas cumva departe, nu vreau să fiu absolut deloc implicat, pentru că știți cum se interpretează lucrurile astea la noi în România și n-am vrut să am absolut deloc contact cu nici cu Sorin, n-am vorbit în ultimul timp și nici cu nimeni de la echipă, tocmai pentru că am vrut să... Nu, și mă rog, nu mă interesează pe mine lucrurile astea. E clar că atunci când se întâmplă, nu știu, să iei goluri târzii, să lucrurile să nu meargă așa cum îți dorești, în momentul în care ai jucători cu caracter, cu personalitate în echipă, în vestiar ar trebui să fie lucruri de genul ăsta, da? Nu știu acum, nu cu antrenorul, da? Dar în interior acolo, o echipă care are caracter, după astfel de meciuri, nu te aștepți să vii să-i găsești 25 de băieți care stau și discută și beau un pahar de Gatorade sau, mă rog, am făcut și reclamă. Da? No, okay. Adică te aștepți să fie puțină tensiune. Așa e la fotbal, nu? Mai ales când primești un gol la maniera la care l-a primit Dinamo în meciul cu Petrolul sau chiar și acum la meciul. Te aștepți să existe o reacție din partea unor jucători care au personalitate, da? Deci lucrurile nu pot fi calme. Bine, să sar la antrenor, cred că nu e ok. Nu, dar eu nu cred că s-a ajuns acolo. Mă rog, nici nu... S-au întâmplat episoade de genul în perioada ta, nu legate, da, în legătură cu tine, dar între jucători. Da, foarte multe. Foarte multe? Da. Încă o dată, o echipă perfectă nu este o echipă unde nu se întâmplă absolut nimic. O echipă bună este o echipă unde se gândește că ai 25 de, să spunem, masculi alfa, da? Așa ți-ai dori. Da? Să ai jucători cu personalitate, jucători agresivi. Când se întâmplă, când nu se întâmplă lucrurile așa cum ți-ai dori tu, îți dai seama ce e în vestiar, da? Și au fost foarte multe momente și momente delicate, da? O echipă perfectă nu e o echipă unde nu se întâmplă lucruri, dar o echipă perfectă este o echipă care atunci când se întâmplă lucruri, nu le bagă sub preș, le discută și transformă acea energie în ceva pozitiv. Deci faptul că se întâmplă ca jucători să aibă reacții și să, da, să fie, să apară disensiuni între ei, asta e lucru ceva, sunt lucruri normale. Într-o echipă care își dorește mult, într-o echipă unde lucrurile sunt liniștite, oamenii sunt resemnați, acolo nu se întâmplă nimic, niciodată.
Dar au fost și momente în care s-a depășit o limită în perioada ta, nu știu, să se ajungă la violențe, jigniri. Te gândești ce să răspunzi acum? Nu, mă gândesc, a fost și spun și unde. În perioada când am fost eu, la meciul cu de la Iași, după meciul de la Iași, a fost rău în vestiar, da? Ce înseamnă că a fost rău? A fost rău, adică s-au întâmplat lucruri grave, dar mie mi-a plăcut, mie ca antrenor, pentru mine a plăcut, pentru că echipa a avut reacție. În momentul ăla am știut că avem energie să ne batem până la capăt și să câștigăm împotriva oricărui adversar, chiar și din Liga 1. Pentru că dacă nu s-ar fi întâmplat lucrurile alea, ar fi fost un semn de întrebare pentru mine. Dar s-au întâmplat lucruri grave, grave, s-au îmbrâncit oameni, au existat, s-au aruncat lucruri, da? Cei care nu știau ce înseamnă un vestiar, și mi-l aduc aminte pe domnul Voicu care stătea lângă și auzea tot ce se întâmplă, și la Iași ai un vestiar foarte mic și se mai iese pe acolo prin fața vestiarului. Oamenii erau speriați, dar eu în adâncul ființei mele știam că lucrul ăla va da foarte multă forță pentru... Și așa a fost. Adică spui că te-a ajutat ulterior, da. Acela a fost un moment de declic, da, în viața echipei. Da. Nu puteam să plecăm de la Iași în condițiile în care era un meci, ar fi trebuit să fie un meci decisiv, numai că, bineînțeles, Galațiu n-a pierdut, pentru că am fi putut să promovăm direct. Da, din play-off-ul ligii, da, secundă. Din play-off. Mă rog, ținând cont de chestia asta, a fost un meci cu tensiune foarte mare, da? Și după meci, a fost un meci foarte prost făcut de noi, unul dintre cele mai slabe meciuri ale noastre de anul trecut. Și n-aveau cum lucrurile să rămână așa. Dacă veneau un vestiar și mergeau la duș și plecam acasă, înseamnă că nu era ceva ce trebuie unei echipe cu mentalitate de câștigătoare. Sunt mulți antrenori care spun că și în momentele de liniște, când totul merge bine, ai 2-0 la pauză, trebuie să faci ceva în vestiar, să spargi o sticlă, un geam, ca să-i trezești un pic. Sunt foarte mulți antrenori care inventează conflicte, da. Și să mențină vie, fie priză tot timpul, da. Simțurile jucătorilor. Și ăsta e adevărat, pentru că aici vorbim despre om. Când ajungi într-o zonă de confort, toți tindem să devenim un pic așa, plați. Și de asta e foarte important, din punct de vedere al unui antrenor, să știe să gestioneze întotdeauna energia vestiarului. Când simți că e jos, trebuie să inventezi ceva, să o ridici, când e poartă sus, să o echilibrezi cu alte lucruri. Pe final vreau să discutăm și despre revenirea aceasta iminentă a lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Înțeleg că în zilele următoare va semna contractul. Va fi CFR din nou o forță, exact cum a fost în precedentele mandate ale lui Petrescu, mai puțin ultimul sezon, când n-au mai reușit să câștige campionatul. Păi, când vorbim de Petrescu, indiferent că le place unora sau nu le place, vorbim despre omul care știe să facă echipele campioane, nu? Ne uităm pe CV-ul lui, cel puțin în România, e unul dintre cei mai titrați antrenori. Da? Da. Că nu, chiar... Are 6 titluri de campion. 6 titluri, cinci, da? CFR, unul cu Urziceni. Deci, când l-a aduci pe Petrescu, știi că n-ai decât o șansă să te lupți la titlu. Acum, la fel de adevărat este că este un antrenor foarte pretențios. Da? Știu că după el au venit oamenii, au zis, domne, bugete mari, jucători mulți. Nu se poate altfel la fotbal. Nu se poate decât cu investiții, cu un antrenor priceput, cu investiții în lotul de jucători, mai ales când joci Europa League cum era el. Toată lumea credea că fabulează când zicea că joacă cu o echipă de asta mai slab cotată. E uneori mai exagerat. Ieșea exagerat, dar pentru mesajul pe care îl transmite vestiarului, poate pentru fani, pentru oamenii care se uită la fotbal, exagera. Dar și noi, știm, noi știm că dacă ai un moment de relaxare, se întâmplă ce se întâmplă mai nou. Uite, vei ia meciul cu Corvinu, da? În care a... Și exact, sunt meciuri în care ai doar de pierdut, dar el a știut întotdeauna să ridice, spuneam, de energia echipei și de concentrare și de tot. E artist din punctul ăsta de vedere și ține echipa în presiune, știe că la fotbal echipa trebuie ținută tot timpul în presiune. Da? Dar și știe să facă lucrurile astea. Poate un lot de jucători să nu se suporte, vreau să vorbesc cum, să reziste pentru foarte mult timp cu un asemenea antrenor, pentru că mi-aduc aminte de Jose Mourinho la Chelsea. La un moment dat, după un sezon, două foarte bune, vestiarul se sătura și încerca să scape de el. Au fost și dezvăluiri în acest sens. Adică era prea mult să duci mai mult de 2-3 ani cu un asemenea antrenor.
Păi acum depinde de lotul de jucători. În principal, există foarte mulți antrenori foarte diferiți. Unii sunt foarte autoritari, da? Cum este Dan. Strict exigenți. Acum, nu știu, dacă îi întreb pe cei cu care a lucrat la Urziceni, nu prea s-au săturat de el, sau alții la CFR. Au câștigat. Ținând cont că pleacă, nu mai câștigă nimic, întreabă pe tot pe acei jucători dacă ar prefera să lucreze cu un antrenor ca Dan Petrescu, care să-i streseze, dar care să câștige jocuri, sau ar prefera să câștige jocuri, să câștige bani până la urmă, sau ar prefera să aibă o zonă de confort unde să nu câștige, da, și unde să nu fie la nivelul așteptărilor clubului și să fie în tot felul de situații. Cred că orice jucător până la urmă își dorește să câștige titlul, să câștige bani și așa mai departe. Or, până la urmă, asta e. Dar știi că se spune că jucătorii l-au lucrat și pe Mutu la Hunedoara. Tocmai din cauza asta cred că nu cred în, eu nu cred în această afirmație. Eu nu cred că la CFR Cluj există jucători. Mai ales că Adrian venea după Mandorlini, care este un antrenor mult mai autoritar, deci mult mai riguros. Mandorlini la greu jucătorii, da? Și eu cred că Adrian Mutu e un antrenor foarte carismatic, un antrenor care știe să gestioneze vestiarul și eu nu cred că a existat niciun conflict între... Pur și simplu a fost o sincopă a echipei, un moment, și n-aș merge atât de departe cu teoria asta. O sincopă totul să pierzi cu 4-0 în fața unei echipe de Liga 2, tu fiind CFR Cluj? Se poate întâmpla. În fotbal, orice e posibil. Au jucat și în 10 aproape. Au jucat în 10... Adrian n-a avusese la echipă foarte mult timp, să zici că putea să cunoștea jucătorii și așa mai departe. S-au schimbat și destul de mulți jucători, unii accidentați, unii care... Adică are și el ca și antrenor circumstanțe atenuante. Dar eu nu cred în teoria asta că jucătorii l-au lucrat pe Adrian Mutu. Nu văd de ce ar fi făcut-o. Din ce informație, aveai din perioada în care era Dinamo? Ai vedea o problemă pentru club, o problemă serioasă, dacă ar pica în Liga a doua din nou, pentru viitorul clubului? Nu cred. Adică ar putea să, sigur, ar fi un mare eșec sportiv, dar da, zici că ar putea punct să de, din punct de vedere, din punct de vedere sportiv, într-adevăr, ar fi păcat să echipa să retrogradeze, mai ales că, nu știu, noi ne-am luptat atât de mult să o readucem în prim plan, la nivelul ligii întâi, ar fi păcat din punctul de vedere, dar sunt oameni care și-au asumat... și-au asumat tot ceea ce înseamnă Dinamo și acum au venit și băieți între timp de la renovație, o firmă puternică. Deci nu cred că din punct de vedere financiar, până la urmă, știi cum e, trebuie să ai întotdeauna un plan și trebuie să ai un plan și de backup. Da? Ar fi extraordinar și eu încă spun și sunt convins că Dinamo va rămâne în prima ligă. Șanse sunt. Dar... Tu întotdeauna trebuie să ai, mai ales în sport, și planul de backup. Adică un club care, nu știu, face planuri pe termen medii lungi, trebuie să ia în considerare și un plan de backup. Bun, Ovidiu, am ajuns la final. Mulțumesc frumos pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. Te mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Nu uitați, diseară de la 21.45 euro, GSP cu Narcis Drejan și Albertu Boțoghină. Noi ne revedem mâine de la ora 11. Până atunci, GSP.ro pentru cele mai tare informații din sport. Pe mâine, toate cele bune!